Dumnezeu. Și nu avem pretenția, ca predicator, că reușim să îl descriem în detaliu. Ori de câte ori vorbești mult despre Duhul Sfânt, începi să te vezi tot mai mic. Pentru că Duhul Sfânt, cu cât îl observi, cu cât îl simți mai ales, cu cât îți dai seama că lucrează în viața ta, realizezi că are foarte multe planuri fiind Dumnezeu, nu poate fi prins în dimensiune umană. Neumatologia, acel domeniu din teologie care se ocupă cu doctrina sau învățătura despre lucrarea Duhului Sfânt și persoana Duhului Sfânt, nu are pretenția ca a finalizat subiectul. Da, pilonii sunt foarte bine așezați pe baza Scripturii, însă lucrarea Duhului Sfânt continuă și în contemporaneitate, chiar dacă respectă aceleași principii. Da? astăzi Duhul Sfânt vorbește prin prorocie. Crede cineva asta? Era o întrebare retorică, bineînțeles, cu toții trebuie să credem că nu uitați că suntem într-o biserică penticostală. Și Duhul Sfânt, prin prorocie, poate transmite un mesaj specific pentru o situație specifică, un mesaj pe care nu l-a mai transmis nimeni niciodată pentru o anumită persoană. Dar, chiar dacă mesajul acela e, poate fi unicat în specificitatea lui, niciodată mesajul acela nu este în afara parametrilor scripturali, în afara scripturii. Astăzi o să lansez o provocare și este chiar un imperativ și anume creștine, botezul cu Duhul Sfânt e și pentru tine. Nu te întreb dacă e pentru tine, ci spun că e și pentru tine. Și n-am zis doar că Duhul Sfânt este pentru tine, pentru că Duhul Sfânt are mai multe lucrări, ce am zis că botezul cu Duhul Sfânt este și pentru tine. Și n-am zis omule, ci am zis creștine. Adică dacă te-ai încreștinat, dacă ai crezut că Domnul Isus Hristos este Mântuitorul tău personal, l-ai proclamat ca Domn, s-a întâmplat în viața ta prima lucrare a Duhului Sfânt și anume nașterea din nou. Cuvântul Domnului spune, după ce au auzit aceste cuvinte, ale cui cuvinte? Aparent sunt cuvintele Sfântului Petru, nu? Dar nu sunt cuvintele lui Petru. Sunt cuvintele Duhului. Sunt cuvintele Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a preluat inspirând acest cuvânt, pentru că Biblia zice, toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cuvântul ăsta insuflat înseamnă inspirație de la Duhul Sfânt. Autorul Scripturii nu este Moise la primele cinci cărți, Pentateuc, da? El este doar un fel de narator, adică el aude inspirat, insuflat de la Duhul Sfânt ce trebuie să scrie. Autorul Scripturii este Duhul Sfânt. Slăvit să fie Duhul Sfânt. Slăviți să fie Duhul Sfânt. Nu greșește niciodată. Nimic nu e greșit în cartea aceasta. Fii oameni care mă întreabă la conferințe, frate, că există vreo greșeală în Biblie? Nu. Nu știi citi când găsești ceva greșit. Ai o problemă la nivel de citire. Cartea aceasta este infailibilă, adică fără de greșeală n-are nicio eroare în ea. Este cuvântul intact al lui Dumnezeu. Și pentru cartea asta să zicem din toată inima, mulțumim Iisuse Hristos. Mulțumim Dumnezeule că ne-ai dat-o și mileniu 3 o avem în toate formatele posibile, digital, fizic, cum vreți dumneavoastră, în limbi, în diferite limbi, traduceri, chiar în original, Vechiul Testament în ebraică, Noul Testament în greacă, nicio problemă nu avem. Cine nu are o Biblie să rămână la urmă, că există Biblie disponibile să primească fiecare dintre noi. Trăim într-o societate atât de îmbilică, imbibată de Biblie la nivel scris, dar cât de mult Biblia mai e citită, cât de mult Biblia mai e iubită. Cât de mult Biblia mai e aplicată, asta rămâne de văzut în viața fiecăruia dintre noi. Da, Biblia zice, au rămas răpunși în inimă. Păi dacă oamenii aceștia n-ar fi fost atinși de Duhul lui Dumnezeu, după predica asta îl băteau măr pe Petru. Se enervau maxim. Asistăm oricum la oameni nervoși după predici. Și oamenii ori se enervează, ori se pocăiesc. Există două condiții. Fie ca fiecare dintre noi să ne pocăim. Amin, ajută-ne, Doamne. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Au rămas străpunși în inimă. Cine poate intra într-o inimă de om? Cine poate atinge în interiorul unei inimi? M-am uitat de dimineață la tinerii care au cântat. Și ce mi-a zis Duhul Sfânt? Pe fiecare dintre băieții ăștia și dintre fetele astea, am avut un moment în care le-am străpuns inima. Și zic din toată inima, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Provocările la care sunt expuși adolescenții, băieți și fete din Cluj Napoca sunt imense. Dumneavoastră nici măcar nu le știți ca părinți. Și bine că nu le știți. Nici să nu aflați niciodată de ele. Ca un băiat sau o fată să fie schimbat radical și din unul care butona pe telefon continuu, și era lehamite de scriptură, de Biblie, de părinți, de toți, să ajungă aici să cânte și când cânte ei să coboare Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă intervenție supranaturală. Asta înseamnă intervenție a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt Produce nașterea din nou, cum se spunea de dimineață foarte bine: Duhul Sfânt te convinge de păcatele tale, ești în lumea ta, ești în viața ta, ești în trăirile tale, Duhul lui Dumnezeu vine și intră acolo în interior, unde nu intră niciun predicator, niciun cântăreț, niciun specialist, niciun profesionist, niciun VIP, nimeni nu intră. O, oh, dar putea să intre politicienii în inimile oamenilor, ce ar face? Bine că nu pot intra, să vii să fie Domn pentru Intră Duhul lui Dumnezeu, știe să intre. Biblia zice, au rămas răpuni și în inimă. Prima lucrare a Duhului Sfânt este nașterea din nou. Când nu mai trebuie să-L convingi pe băiat să vină la biserică, pentru că vine de bună voie. Și poate că dacă ți-e într-o seară să vii la biserică, zice, mamă, tu ești botezată de 30 de ani, cum de nu vii la biserică în seara asta? E Duhul Sfânt acolo, să nu uiți. E Duhul lui Dumnezeu care îți vorbește. E Duhul lui Dumnezeu care mișcă, e un motor. În valea cu oase, ni se spune Biblia, am prorocit cum mi se poruncise, și am văzut o mișcare. Cine a produs mișcarea aia? Pentru că oasele erau uscate de multă vreme și era o vale plină cu oase, doar oase. Nici măcar un procent, unul la viață nu era acolo. Însă atunci când a venit Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a produs o mișcare. O mișcare aceasta să o producă Duhului Dumnezeu în orice inimă. Am observat în această seară în clădirea bisericii persoane care încă n-au o relație personală cu Domnul Isus Hristos, Duhul Sfinte Naștei din nou produ nașterea din nou, cum ne-ai născut pe noi din nou și n-am avut niciun merit pentru că ne-ai născut din nou. naște și pe ei. Sunteți de acord cu asta? Faceți-mi un semn. Se atingă Duhul lui Dumnezeu. Nașterea din nou. O schimbare valorică totalmente. Nimeni nu te mai obligă. Tu nu mai umbli într-un loc răfamat. Tu nu o să mergi la tot, Nu pentru că te tem că te vede pastorul, nu știu cine, că să filmează prin zonă. Tu nu mergi acolo pentru că sistemul tău valori e transformat, e dat peste cap cu ghilimele de rigoare, e întors pe dos în sens bun, tu nu mai simți plăcere, foarte mult am apreciat când o tânără de aici din biserică păstrez anonimatul, mi-a spus frate Caleb, am fost bajucurită pentru că n-am vrut să mă duc la banchet de cinci ori a încercat diriginta să mă convingă de cinci ori e botezată recent, nu vă spun la care botez că o să aflați probabil și vorbind cu ea, mi-am dat seama că cineva a născut-o din nou Cineva a transformat-o. Oricât te convinge, oricât ironii vor folosi oamenii pentru viața ta, oricât vor încerca oamenii să te ia peste picior, să-ți bată joc de identitatea ta, tu nu mai poți să fii jignit. De ce? Tu ai un alt fel de sistem valoric tu gândești diferit. Unde se bucură lumea, tu nu poți fi bucuros. Unde se întinde un pahar în cinstea soartei, unde se întinde un pachetel de droguri, unde o stare de bârfă, de răutate, de ranchiune, de resentimente, tu nu mai simți, nu te simți bine și te retragi. Cel mult când Duhul Domnului îți dă și zici, taci, nu mai fi frate, soră, te botezat de geaba, de ce bârfești fără rost? Știți cine face asta în viața unui om? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu naște din nou, îl transformă radical pe un om din interior și schimbarea din interior se vede în exterior. Se vede în exterior. Se vede? Amin. Vrei, nu vrei, se vede. Le tot explic la conferințe de tineri la, la tineri și le spun așa, cum de voi încercați să spuneți că aveți voie să vă puneți o stea lui David la gât ca abrățară? Și când vine cineva din lume plin de lanzuri și plin de legători, când se întâlnește cu Hristos, când se conformează Evangheliei, se retrage într-un colț și își dă jos tot. Cine îl face asta să facă? Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu îl convinge că nu mai are importanță. Spunea la un moment dat o soră, o candidată de botez la gateză, Am simțit că mâna mea era grea, atea brățări aveam. Și în timp ce citeam Biblia, am simțit că o forță îmi întinde mâna dreaptă spre stânga și brățară după brățară am dat -o jos. Ultima mi-a fost foarte greu să o dau, mărturisea acolo între ceilalți, dar am dat-o jos. N-a apucat să ajungă la cateheză. O soră aviz acestui fapt, stimate surori, predicați-le pe Hristos la locul de muncă. Prezentați-L pe Hristos în autobuz. Spuneți despre Hristos în stații. Vorbiți cu oamenii pe care îi slujiți într-un domeniu sau altul. Acolo aveți voie să predicați. Pentru că această sură de care vă ziceam a fost adusă la biserică de o vecină și de o colegă de serviciu. Și când citea Biblia, Duhul lui Dumnezeu lucra la nivelul minții ei. Și a pus o întrebare. Chiar poți să trăiești fără brățările astea? Sau dacă le dai jos, mori? Vedeți cum lucrează Duhul lui Dumnezeu? tainic, ascuns, e o lucrare, nașterea din noi o lucrare lăuntrică, interioară, dar are impact în exterior. Încep să simți lucrurile care nu sunt mai valoroase, că trebuie să le elimini din viața ta, pentru că nu mai au sens. Oamenii ăștia au rămas străpunși, acolo era Duhul Dumnezeu, au rămas străpunși în inimă, și străpungerea aceasta a fost de așa maniere încât s-a dus la nivelul minții. Și au zis, oameni buni, dacă noi suntem cei ce l-au răstignit pe Hristos, dacă noi l-am condamnat la mate pe un nevinovat, înseamnă că noi merităm să fim criminali. Trebuie să intrăm după grat în mod corect, legislativ. Și acum ce să facem? Mai avem vreo șansă? Pentru că Duhul lui Dumnezeu trece mai departe la a doua lucrare și cuvântul Domnului spune, Petru le-a zis, Pocăiți-vă! A doua lucrare a Duhului Sfânt este pocăința. Vreau să vă spun foarte clar în această seară, nici unul dintre noi n-am fi putut să ne pocăim dacă n-ar fi fost lângă noi Duhului Dumnezeu. Dacă Duhului Dumnezeu n-ar fi venit aproape de noi să ne descopere Scriptura, să ne vorbească despre jertfa de la calvar, să ne ajute să pricepem, să înțelegem sistemul nostru valoric și perceptiv, să fie îmbibat de Biblie, să zicem da, avem păcate. asta înseamnă convingere, se produce nașterea din nou, se schimbă gândirea ta și apoi dintr-o dată vrei să se schimbe toată viața ta și te bucăiești îți regreți după ce îți recunoști păcatele și renunți la ele. Te retragi în orice anturaj murdar. Nu mai vorbești ca altă dată, nu mai gândești ca altă dată, nu te mai duci în localurile de altă dată, nu ți mai permiți gândirile de altă dată, imaginile de altă dată, muzica de altă dată. Insist foarte mult, dar ascultați-vă ce vă spun. De la muzica infectă și necreștină sunt o grămadă de oameni care ajung la gânduri suicidale. Nu batem tot ca să vorbească când predicăm, ce spunem, spunem din cazuri reale, oameni buni, scoateți-vă afară muzica necreștină din familie, smulgeți-vă după telefoane muzica necreștină, faceți-vă curățenie, pocăință înseamnă pocăință pe telefon, pocăință în mașină, pocăință în casetofon, pocăință efectiv în frigider, nu mai are loc acolo berea fără alcool, alcoolul, în beci, vin, damigiane, pălincă, scoate afară murdăria, prietene, scoate afară tot ce-i murdar tot ce e păcătos. Nu poți să fii pocăit cu păcatul la tine acasă. Oameni care nu beau alcool, dar comercializează. Se elibereze Domnul. Adică tu nu bei, Domnule, și dai la alții să-și mănânce creierii, să-și bată nevasta și să divorțeze. Vi se pare normalitate? Nu-i normal. Pocăință înseamnă schimbare radicală a vieții. Toate lucrurile din trecutul tău au fost aruncate în groapa păcatelor. Zice Biblia, Domnul nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. Sunt aici să strig din toată inima, glorificat să fie Hristos, înălțat să fie în numele Domnului. Oh, dacă și-ar fi amintit Domnul de unul dintre păcatele noastre, în această seară n-am fi avut niciun argument. n avem îndrăzneală la Dumnezeu, spune Apostolul. Dacă ne condamnă conștiința, nu avem îndrăzneală. Dar dacă ne-am întâlnit cu Hristos, dacă e păcatele noastre, a fost iertate, dacă sângele lui Iisus Hristos a fost proiectat peste viața noastră, peste ochii noștri, peste urechile noastre, peste mâinile noastre, peste picioarele noastre, peste businessul nostru, peste mașinile noastre, peste casele noastre, peste tot ce este al nostru. Avem îndrăzneală. Orice ar fi să trecem, Domnul este prezent lângă noi. Într-o situație dificilă de boală, de criză financiară, de problemă personală, de anxietate, de atacuri, intră în prezența lui Dumnezeu și spune, Cristoase, am intrat în apa botezului și am făcut legământ cu tine, Doamne Iisuse Hristoase, și ți-am promis că o să te urmez toată viața mea, pe soare sau pe zăpadă, când patinez sau când mă duc drept, nu mă interesează, vreau cu Hristos. Cine vrea ca mine să ridice o mână sus, aleluia lui Dumnezeu! Asta înseamnă pocăință reală. Să arunci păcatul din viața ta. Să nu-l mușamarizezi. Să nu întergi să-l bați sub, pres, sub parchet. Să nu știu ce. Nu. Păcatul trebuie să fie scos afară. Orice păcat. Totul până la păcat. Orice te conduce la păcat și e periculos, trebuie să-l smulgi din viața ta. Mi-au spus unii, predică, dar nu mai predicat despre păcate. De ce să vă predic? pe elicoptere? Să vă spun despre Niagara? N-am ce să vă predic altceva, decât despre cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este clar și vehement împotriva păcatului. Și cine s-a întâlnit cu Hristos demonstrează prin faptul că nu mai trăiește în păcat. Slăvit să fie Domnul. Naștere din nou. Pocăință. Și pocăința asta se continuă cu un nou proces care se numește Sfințirea Vieții. Când te-ai întâlnit cu Duhul Sfânt, care e Sfânt, de fiecare dată când îți vorbește, te atenționează pentru un posibil păcat în care poți să cazi, și te convinge pentru o greșeală curentă. Sfințirea este un proces ca și cum ai urcat de la parter la etaj pe zgării. Asta înseamnă că atunci când te-ai la Dumnezeu, ești pe prima treaptă. Treci un an, în mod normal, măcar pe doua treaptă să fii. Sfințirea să fie mult mai profundă. Nimic când și spurcat va intra în prezența lui Dumnezeu. Nimeni care trece în spurgăciune, în minciună, în hoții, în răutăți, în clevetiri, în certuri de partide, nimeni, ci ceea ce este curat și sfânt. Pentru că Hristos va înfățișa biserica pe fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să fim toți acolo, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Sfințire în fiecare zi. După fiecare rugăciune pe care o rostesc, ar trebui să fiu un pic mai sfânt. După fiecare predică pe care o ascult, ar trebui să iau niște decizii care să mă îndrepte înspre o sfințenie mai profundă, mai aproape de Dumnezeu. Mai mult să-L iubesc pe Hristos, mai mult să trăiesc pentru gloria mielului, mai mult să respir pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că asta e lucrarea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt lucrează în măsura în care îl lăsăm să lucreze. Și am cântat de dimineață, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și unii zic, lăsați Duhul Sfânt să lucreze numai în biserică. Nu, Duhul Sfânt vrea să lucreze peste tot. Ori pe unde îmblâmblăm noi vrea să lucreze Duhul Sfânt. A patra lucrare distinctă este botezul cu Duhul Sfânt. În Cartea Faptele Apostolilor și în Evanghelia după Luca, în scrierile lucane ale doctorului Luca, există opt, deci opt, da? Opt. Opt termeni utilizați pentru botezul cu Duhul Sfânt. Nu o să vorbesc despre toți termenii aceștia, am ales câțiva dintre ei. Uitați-vă, cuvântul Domnului spune foarte clar, versetul 33, și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. În acest verset există doi termeni. Despre botezul cu Duhul Sfânt. Primul este promisiunea Duhului Sfânt sau a Tatălui și al doilea este aturnat, Ce vedeți? Fac doar o subliniere despre turnarea Duhului Sfânt, care se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Pentru ca să poți turna dintr-un recipient, dintr-o sticlă, despre exemplu, într-un pahar, apă, unde trebuie să fie sticla? Aici sau aici? Mai sus, da? Asta înseamnă că turnarea vine de, de sus. Când turnarea încearcă să vină din lateral sau de jos ferească Domnul, nu-i nu turnarea Duhului Sfânt, e o imitație, e o deturnare a Duhului Sfânt, da? A turnat, asta înseamnă că Duhului Dumnezeu, respectiv botezul cu Duhul Sfânt, vine de sus. Inițiativa botezului cu Duhul Sfânt nu are niciun pastor, niciun comitet, niciun stăruitor, niciun creștin, chiar pentecostal să fie inițiativa, adică cel ce poruncește. Acum, cum se spunea de dimineață, deodată, nu poți programa când, da? Cel ce poruncește și inițiază botezul cu Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Turnarea vine de sus. Uitați-vă că expresia este foarte clară și verbul este a turna, nu a picura. Nu a așeza puțină apă, așa, foarte puțin ci turnare înseamnă ca o avalanjă. Asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu când coboară peste un om ca să-l boteze, vine cu o forță extraordinară. Vine și îl învăluie. Se toarnă, da? Duhul Sfânt se toarnă și pentru că se toarnă de sus, are un debit puternic. Trecem peste acest termen și ne oprim la făgăduința Tatălui. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Evanghelia după Luca, capitolul 24, Ascultați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 48, vorbea Domnul Iisus Hristos după înviere cu ucenicii. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. În fapte 2 cu 33, cuvântul Domnului spune, a primit Domnul Iisus Hristos de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt, în primul rând, este promisiunea Tatălui. Dacă un creștin botezat în apă își mai pune problema dacă ar vrea tatăl, adică Dumnezeu tatăl să-l boteze, înseamnă că ar insinua cu ghilimele de rigoare sau într-o paranteză a vieții lui că Dumnezeu tatăl nu prea credincios. Adică ar avea favoriți. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Petru le-a zis, pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare întrebare, fiecare trebuie să se pucăiască. Amin. Fiecare din voi apoi să se să se boteze. De ce? Spre iertarea păcatelor fiecare să aibă confirmarea iertării păcatelor. Și dintr-o dată rupem versetul. Dintr-o dată venim și spune frate, boteze cu Duhul Sfânt, pentru fiecare. Păi stați un pic să citim din nou. Ei toți au întrebat și au zis, nu contează de unde erau, din orice zonă, din parțe, me meze, me la mijloc, nu intrăm în detalii, da? 3.000 de oameni au venit, imaginați-vă că vin 3.000 de oameni nu ne putem imagina ce înseamnă asta. Să vină 3.000 de oameni toți într-un glas și să strige în cor. Fraților, ce să facem? Ei, ăștia 3.000 de oameni în urmă cu câteva minute o zis, tormentați de ei vorbesc în limb. Ce e cu ăștia de bolborosesc acolo tot felul de povești? O băut alcool? Petru zice si Biblia, s-a ridicat în picioare împreună cu cei 11. Și Matia era acolo, înțelegem? Și a zis, nu este decât al treilea ceas din zi. N-au băut vin. Ce se întâmplă acum e botezul cu Duhul Sfânt. Este ceea ce a fost văstit prin prorocul Ioel care spune, în zilele de pe urmă zice Dumnezeu, nu un om, nu un profet, nu un predicator, zice Dumnezeu. Cine sunt eu care îmi vor să zic, nu e adevărat ce zice Dumnezeu. Voi turna, aleluia lui Dumnezeu, să toarne Duhul Sfânt peste noi. Să toarne Duhul Sfânt peste noi. Să nu vină doar o picătură, să nu vină din când în când. Să nu fim disperați după acea apă care vine de sub pragul casei tatălui. Nu! Noi trebuie să avem această avalanșă, această turnare la fiecare slujbă, la fiecare moment de închinare. În fiecare rugăciune ar trebui să vorbești în limbi. În fiecare moment în care te conectezi cu cerul, în care simți prezența lui Dumnezeu, trebuie să ai semnul tău privat cu Dumnezeu și să simți puterea lui Dumnezeu. Am să transmit un mesaj în această seară. Frați și surori care de multă vreme nu mai vorbiți în limbi, pierdeți foarte mult nu lăsați pe satana să vă mintă. Nu lăsați internetul să vă înfrice. Nu lăsați cesaționismul oamenii care nu cred că botezul cu Duhul Sfânt este pentru contemporaneitate. lăsați în pace cu ironiile lor. Nu trebuie să ne intereseze. Pe noi trebuie să ne intereseze Scriptura. Aliluia Domnului Isus Hristos! Cartea aceasta va fi singura carte după care Dumnezeu va judeca lumea. Egal ce zice cu tare și cu tare. Nu ne pasă. Ne interesează ce zice Biblia. Cine crede ca mine să zic amin. Amin, amin, glorie Domnului! Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii. Nici bătrânii n-au voie să stea șomeri. Bătrânii voștri vor visa visuri. Aliluia Domnului Isus Hristos! Aliluia Domnului Isus Hristos! De aproximativ un an, aproape în fiecare săptămână, primesc un mesaj profetic de la oameni pe care nu-i cunosc cei mai mulți dintre ei. Nu m-a primes câte un mesaj pe WhatsApp Îmi spunea, am avut un vis cu tine Am avut o vedenie Oameni pe care nu i-am văzut niciodată să știți că tot ce zice Duhul Sfânt se împlinește Slăvit să fie Domnul Ce am vrut să spun cu asta? Dacă în biserica noastră sau în altele Nu se pune foarte mult accent pe botezul cu Duhul Sfânt La noi se pune, dar la altele Să știți că Dumnezeu își găsește mesagerii Utilizează rețele neobișnuite Pentru oameni dar ce frumos ar fi ca pe fiecare într un son să fie câte un proroc. Se poate și în cor? Amin. Amin. Și în balcon. Doamne lucrează. Doamne lucrează cu putere. Dar pentru asta noi trebuie să punem accent și să credem. Duhul Sfânt nu coboară unde nu există credință. Promisiunea. Dintr-o dată au strigat cei trei mici ce se facem. Și Petru le-a zis, fiecare dintre voi să se pochească. Nu tata pentru copil, nu mama pentru fică, nu, 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 fiecare privat. Fiecare din voi să se boteze în apă. Fiecare din voi să aibă iertate păcatele. Apoi, fiecare din voi veți primi darul Sfântului Duh. Mi-amintesc de anul 1995. Deva de prin 93 încolo, mergeam aproape la fiecare slujbă la biserica din Albini. Și acolo exista un om al lui Dumnezeu, pastorul Vereș, care zicea, aproape la fiecare slujbă, botezul cu Duhul Sfânt este extrem de important. Aveam doar 8-9 ani și am crezut că botezul cu Duhul Sfânt e și pentru mine. Așa se face că într-o zi de iunie, în 1995, calculează mă asta câți, acum câți ani, chiar luna asta, iunie. Eram singur în cameră, camera unde dormeam cu frații mei era în renovare. Tata și mama, oamenii lui Dumnezeu, pe care îi prețiez foarte mult pentru că m-au învățat să mă rog. Nu știu cum să vă explic, la noi acasă nu se ieșea din casă fără să te rogi. Și nu ne rugam pe fugă cu mâna pe oj, ne rugam cu ochii încheși, aviz amatorilor. Într-o dimineață m-am ridicat și m-am așezat într-o dimineață de vară, eram în vacanță, cum e acum, trecut de 15 iunie încolo, și m-am pus în genunchi cu coatele peste patul în care eram în hol. Nimeni nu era în holul ăla. Am început să mă rog, normal. Cum știam eu să mă rog la 9 ani? Și în timp ce mă rugam, m-a auzit tata, adică Dumnezeu. M-a auzit tatăl meu din cer, Dumnezeu, nu cred că m-a auzit cineva din familie, că nu m-am rugat să mă audă. Și tatăl a zis din ger, am promis că dau Duhul Sfânt. Uite că îi dau și lui Caleb la 9 ani. De atunci, în fiecare rugăciune, când sunt conectat cu cerul, simt prezența lui Dumnezeu. Și nu mă eschivez să vă spun că atunci când sunt în conexiune cu Dumnezeu în rugăciune, vorbesc în limbi. Orice mi s-a întâmplat înainte să vorbesc în limbi, după ce vorbesc în limbi, am o pace extraordinară. Am un fior special, la nivelul umerilor, așa mi se manifestă mie, am un fior. E prezența Duhului peste viața mea. Știți de ce? Pentru că Tatăl Dumnezeu a zis: dacă cineva cere, oricine cere, băiat, o fată, bărbat, o femeie, dacă a intrat într-o relație reală cu Domnul Iisus Hristos, dacă și-a mărturisit păcatele, dacă s-a debarasat de păcatele lui, dacă a crezut în Evanghelie, eu nu puteam în albini să mă duc în față la stăruință pentru că își băteau joc oamenii de mine și era normal să mă ironizeze. Să spună, du-te mă întrebă, mă, ce cu tine la 9 ani? Ce cauți aici? Și asta era o excepție, deci nu zic că la 9 ani trebuie să stărui oamenii după putezul cu Duhul Sfânt, dar asta s-a întâmplat în viața mea. La 9 ani am vorbit în limbi, acasă. De atunci și până azi sim prezența lui Dumnezeu. La rugăciunile acestea am vorbit în limbi prin harul lui Dumnezeu. Pentru că în contemporaneitate, în mileniu 3, Duhul Sfânt e viu. Duhul Sfânt e viu. Duhul Sfânt vorbește, are capacitate să vorbească. Nu te mai întreba, e Duhul Sfânt și pentru mine? Există așa o, o, o erezie nimicitoare în care se spune, o, oh, Duhul Sfânt este pentru predicator, pentru că ei merg în misiune și sunt oameni agresivi împotriva lor și ei trebuie să aibă o putere specială. Nu. Când mergi la intersecție, ai nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, pentru că poate la intersecția aceea e un om care are gânduri suicidale. Cine să afle asta? De la cine să afli tu că omul ăla are probleme? Cui să-i vorbească Domnul dacă nu ție penticostalule și penticostalo? Cui să vorbească Domnul? Eu vreau să spun că ție vrea să vorbească Dumnezeu. Ție vrea să vorbească Dumnezeu. Nouă tuturor, cine crede ca mine să zic amin, amin, Mulți oameni ar fi salvați de la moarte dacă toți creștinii ar vorbi în alte limbi și ar fi botezați cu Duhul Sfânt și ar avea o legătură directă cu Dumnezeu și le-ar vorbi Dumnezeu personal sau auzi vocea Domnului. Nu neapărat audibilă, dar sau în mintea ta printr-un dar de cunoștință sau printr-un dar de înțelepciune, de vorbire despre înțelepciune, nu doar de predicare, un dar supranatural. Ascultați-mă, nu vă mai puneți problema dacă vrea Dumnezeu să vă boteze cu Duhul Sfânt, pentru că insinuați că n-ar vrea să-și împlinească promisiunile. Ascultați ce spune Cuvântul Domnului primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Întreb ceva, tot ce promite Dumnezeu împlinește? Lăudați să fie în numele Lui! De ce credem că Dumnezeu va împlini viața noastră când ne-a promis ceva material și abia așteptăm să ne dea Dumnezeu? Și când ne-a promis Dumnezeu, Tatăl și Fiul, că vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt, dintr-o dată stăm în loja noastră spirituală. O, lasă că pentru alții. Să crezi din seara asta mai mult. Să crezi din toată inima ta. Să crezi cu toată ființa ta. Dumnezeul pe care îl predic și Dumnezeul nostru personal e da și amin. Lăudați să fie în numele Lui! Lăudați să fie în numele Lui! Mi-aș dori din toată inima să intri într-un proces de căutare, chiar disperată, și să-i spui, Duhul Sfânt, Duhul Sfinte, botează-mă! Să te rogi dimineața, seara, unde mergi, pe autobuz, pe unde mergi, de bicicletă, să te boteze Duhul Sfânt! Au fost mame care au fost foarte ocupate cu copiii lor, trebuia să le pregătească mâncare și să le spele hainele. Și în timp ce era în bucătărie și pregătea o plămădeală să pună în cuptor, Duhul Sfânt a botezat-o și a vorbit în limbi. Aleluia, Domnului Isus Hristos! Erau alții care stăteau ca mecanici su mașini, și în timp ce puneau rotița acolo, era foarte concentrat, dar era în duhul și a început să vorbească în limbi. Aleluia Domnului Isus Hristos. Este un candidat de la botez care este membru Misterica noastră, care mi-a mărturisit și a zis chiar între ceilalți candidați: Ne-am dorit foarte mult să vorbesc în alte limbi și am visat, și în timp ce visam vorbeam în limbi. Și acele cuvinte mi-au revenit și în timpul zilei și vorbesc în limbi de atunci. Alăudat să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul! Sunt diverse metode prin care lucrează Duhul lui Dumnezeu. Promisiunea Tatălui e botezul cu Duhul Sfânt. 2. Botezul cu Duhul Sfânt, mai apoi, este o pogorâre. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune foarte clar. Șocați iudeii s-au blocat și au zis, nu se poate, cum domnule? Chiar au început să vorbească ăștia în limbi? Păi ăștia neamuri, n-au acces ca evrei, nu merită, da? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Toți prorocii mărturisesc, predica Petru și spunea fapte 10 cu 43, toți prorocii mărturisesc despre El, adică despre Domnul Isus Hristos, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. N-a apucat să-și termine o altă frază să înceapă și zice versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Oameni care nu au fost prezenți la nicio evangelizare. Oameni care nu s-au întâlnit personal cu Isus Hristos. Oameni care n-au intrat în interferență într-un curs de cateheză. Oameni care n-au putut niciodată să audă o cântare dintre cântările Domnului. Oameni care erau în lumea lor păcătoasă. Romani, duri, cruzi, despre Corneliu știm că se ruga pentru că avea o zestă ebraică, dar despre casa lui n-avem dovezi care fi avut asta. La prima predică se întâmplă cele trei lucrări supranaturale deodată, parcă la milisecundă. Se produce nașterea din nou. Acceptă cuvântul lui Dumnezeu că ascultă, spune Biblia, se pocăiesc de păcatele lor, le regretă, intră în procesul sfințirii și zice Duhul Sfânt, acum e momentul să fac o minune, că Petru nu poate altfel. Uneori Dumnezeu trebuie să treacă peste noi, că dacă nu, stăm blocați. Și Domnul zice, nu poate mai mult, pac, peste el. Și în timp ce predică Petru, că dacă era la altă predică, poate să supăra, în timp ce predică Petru, dintr-o dată, ăștia vorbesc în limbi. Vorbește unul, vorbește încă unul, mai vorbește, mai, vorbe, mai vorbește, din toată vorbesc toți. Și acum cum să mai predici când toți să roagă? Și zice Biblia, toți credincioșii în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Ce bine că și-au fost pocăiți și nu au fost căcotași. să comenteze. Au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat. Vărsat. Nu s-a picurat. S-a vărsat. Și peste neamuri. Care e argumentul vostru? Peste 46 spune că ce i auzeau? Vorbind, limbi și mărind pe Dumnezeu. Oameni care erau cu alți Dumnezei. Oameni care erau fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare cu ideile lui, fiecare cu zeul lui Dintr-o dată îți convertiți radical la Iacve Încep să creadă în Dumnezeul adevărat Și nu doar că îi cred așa mognind, râs cu greu Îi împinge cineva de la spate Ei încep să laude pe Dumnezeu Și spun trească Iacve Binecuvântat să fie Dumnezeu e o vaire care poartă de grijă Vorbesc, vorbesc în alte limbi Și laude pe Dumnezeu Știți de ce? Pentru că s-a pogorât la nivel de terminologie, pogorârea este mult mai corectă ca și teme decât coborârea. O coborâre e o coborâre normală. Când e o pogorâre, e ca și cum vine din vârful unui munte o avalanșă de apă cu un debit mare. Pogoară așa. Efectiv, te ia pe sus, te învăluie. Așa e Duhul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt, o a treia dimensiune sau un a treilea termen, dintre cei nouă, doar trei vorbesc în această seară. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 49, Luca 24. Rămâneți în până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Botezul cu Duhul Sfânt ca termen are îmbrăcarea cu putere putere de sus. Știți cum văd îmbrăcarea aceasta cu putere? Se spunea de dimineață de faptul că Putin s-ar putea să apese un buton. Îmbrăcarea asta cu putere este dunamis din fapte 1 cu 8, adică e ca o dinamită. Îmbrăcarea asta cu putere poate să învingă inclusiv puterea atomică și nucleară. Puterea Duhului Sfânt este cea mai mare putere din Univers. Orice urmează să se întâmple plan, pe planetă, asigură-te că ești îmbrăcat cu o vestă care nu i doar antiglonț, este vesta puterii Duhului Sfânt. Este ca o îmbrăcăminte de foc, când te duci tu în fața dușmanilor tăi spirituali, când diavolul te urmărește prin toate părțile, pe la spate, diavolul se apropie de tine, dar nu poate să te atingă, de ce? Ai o îmbrăcăminte puternică, e Duhului Dumnezeu. Știți, pe de dintre noi a vrut să ne omoare. Pe mine a încercat să mă omoare în ultimele trei luni de vreo patru ori. N-a reușit, știți de ce? Peste noi este puterea lui Dumnezeu. Peste noi este sângele Domnului. Peste noi este un prăcăminte de sus. Dragi părinți, copiii dumneavoastră se întorc normal acasă de la școală. Coborâți când coborâți din avion și aterizează cu bine avionul și când decolează, decolează cu bine. Știți de ce? Acolo peste dumneavoastră este puterea Duhului Sfânt. Este o îmbrăcăminte supranaturală. Nu încercați îmbrăcămintea asta trecătoare, umană. Încredeți-vă în puterea lui Dumnezeu. Încredeți-vă în puterea lui Dumnezeu. Puterea Domnului este deasupra oricărei forțe din Univers. Orice ce se va întâmpla în România, dul du Sfânt de cel mai puternic. câte bun care își face Putin, dul du Sfânt de cel mai puternic. Orice se întâmplă în lumea asta, Dumnezeu e protecția noastră, e siguranța noastră, e securitatea noastră. Cine crede ca mine să zic amin, aliluia Domnului Isus Hristos. Nu avem voie să ne temem. Nu avem voie să lăsăm frica, să ne înghețe oasele de viața, mintea și gândirea. Peste noi este sângele lui Iisus Hristos. Este protecția supranaturală. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te îmbrace. Și o să vezi că diavolii încep să tremure, nu în fața ta, ci în fața Duhului cu care ești îmbrăcat. Și nu uitați, Duhul Sfânt e promisiunea Tatălui, Duhul Sfânt e o pogorâre care înseamnă avalanșă, care vine și sprea controlul vieții tale. Și Duhul Sfânt...